Echipajele de intervenție din cadrul Inspectoratului pentru Situații de Urgență Oltenia al județului Dolj au fost solicitate în ultimele 24 de ore să intervină pentru stingerea 14 incendii. 12 au fost de vegetație uscată, produse pe raza localităților Braloștița, Băilești, Urzicuța, Răcarii de Sus, Segarcea, Cerăt, Rojiște, Ișalnița, Bucicani, Calafat, Breasta și Coțofenii din față. Suprafața totală afectată a fost de peste 350 de hectare, iar din primele cercetări a reieșit că focul s-a extins după ce a fost lăsat aprins în spații deschise. Nu a fost aplicată nicio sancțiune pentru că oamenii legii nu reușesc să dovedească cine sunt autorii. Dacă, într-adevăr, ei vor fi prinși și dovediți, sunt sancționați cu amendă contravențională. Le recomandăm ca cei care intenționează să igienizeze câmpurile să le parceleze în parcele mici, încât să fie supravegheate și focul să nu se extindă către locuințe, păduri sau alte obiecte.